dimineața, oameni buni! Eu și Mateo suntem la sală ca în fiecare sâmbătă. Dimineața am mâncat un shake cu proteine, banană și unt de arahide. Am făcut repede, am uitat să mai vă arăt. Și acum mergem să ne antrenăm. Sala dietro. Ah, bravo, bravo. Gata, mă, noi am terminat. Mă, te-ai obosit? Da. Am tras ca lumea de fiare amândoi. Ia uitați aici ăsta ce mușchi are. Ah, nu, eu ziceam de ăla, nu? Ah. Și de tine. Azi. Și ne vedem mai încolo. Bun, m-am întors de la sală și mi-am făcut tot capreză cu avocado. Mozzarella light. Nu e mozzarella de aia normală. Mișto. Ne mai încolo. Bună seara! În seara asta o să mănânc pancake ăla de la Clean Food, cu puține calorii, cu banane, cu minuni. Hâlgea. Da și eu like. Liche. Lui Janina Beton. Deja s-a creat hashtag-ul Janina Beton. Mulțumesc, sărmâna. Vă pupăcesc. Oameni frumoși, pește roșii pe care le-am pus lângă pește în cuptor, cu pâinică de aia uscată. Ador. Ador. Like. Bună seara! În seara asta vă citesc comentariile din vlogul 12, în ăla cu haters. Da. Hai să începem. Ok. Avem aici pe Rox. Rox are un canal de make-up. Este o gagică care trăiește în Anglia. Am făcut câteva colaborări cu ea. Așa că duceți-vă să... Asta că citeam Ceaușescu pe acolo. Duceți-vă la ea pe canal, că este o super drăguță, are 2 bebici, e o scumpă. Ceau, Roxy. Mare dreptate ai iubit în legătura cu mentalitatea românească, cu asta mă lupt și eu, total de acord cu tine, sunt mândră de tine. Sunt mândră și eu de tine, că văd că ai cât mai crescut, ai aproape 12.000 de abonați. Bravo, 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 bravo. Maria Vera Iancu. Te iubesc și am o deosebire apreciere pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc! Florii Matei. Ha, stai puțin. Că se lasă cu certuri. Se lasă cu fără număr. Că Florii e beton. Florii Matei. Ce nu vorbesc doctorii? Eram într-un spital pediatric cu băiatul meu de 7 ani și doctora vorbea cu asistentă lângă copilul meu și zice: lasă că aș băga destul... Adică doctora vorbea cu asistenta medicală lângă băiețelul tău și spunea: lasă că își bagă destul în P. Așa că până pana mea sunt liber, vorbim ce vrem. Nu, mami, nu-i frumos. Educația e educație. Lângă copii nu se vorbește anumite lucruri. În fin. Janina, copii de acum nu știu de ei. Era bine pe vremea lui, era a lui Ceaușescu. A, lui era respect și rușine. Acum deștepți ăștia de 12-13 ani se crede tot știutor. Nu pot să scriu în comentarii că trebuie să fiu unul să răspundă ceva. E normal, pentru că nu au părinții care să le explice ce înseamnă viața în general. Că probabil părinții nu...
Aia sunt copii de... Eu nu dau vina pe copiii de 12, 13, 14 ani care stau pe calculatoare și răspund urât la persoane. Eu dau vina pe părinți. Părinții sunt de vină atunci când un copil se exprimă într-un anumit fel, pentru că copilul ăla a învățat de la cineva, are o educație de la cineva și dacă educația n-a avut-o de la părinții lui, înseamnă că el crede că poate să se exprime cum vrea el. Deci vina nu e a copilului, pentru că copilul este mic și nu are cum să știe cum e viața. Vina este a părinților. Andra 007, agente 007, my name is Bond, James Bond. Nu, tu ești gagica lui James Bond. Janina nu băga în seamă oamenii de genul, oricât de perfect, perfect. Hai să citim ce spune. Oricât de perfect ai fi, oricât de bun ai avea sufletul, mereu se va găsi cineva să comenteze și să judece fără să te cunoască nici 1%. Normal. Asta sunt de acord. Dar știți că mie îmi place să mă și răsuflu când am cât un of așa cu voi, ca să... nu trăim într-o lume idiliac, așa, unde totul e frumos și să mai ne confruntăm și pe tematici din astea mai diferite decât zâmbete și frumusețe. Anumiți oameni caută nod în papură la cei pe care îi văd realizați, fericiți, ambițioși, optimiști și așa mai departe, deoarece frustrarea lor dă pe afară. Tu fii în continuare la fel, nu lăsa mizeriile să strice ziua. Te pup. Ești scumpă. Claudia Burlaco, bună Cla, Janina, ai dreptate în tot ceea ce spui? Hai să citim, ca să ne confruntăm și cu altfel de realități. Cred că am spus bine. Janina, ai dreptate în tot ceea ce spui, pentru că și eu am stat 12 ani în Italia, de un an sunt în România și mă gândesc serios să plec cât de repede. Din păcate, pentru toți cei ce nu au ieșit în afară, nu le pot schimba mentalitatea. Și apropo, nu cred pe noi cei din afară cu nasul pe sus. A, ne cred pe noi cu nasul pe sus. Eu nu mai suport să mai stau în cauza sistemului. A, nu mai suport să mai stau din cauza sistemului românesc. E țara mea și îmi pare rău că spun toate astea, dar ăsta e adevărul. Prea mulți oameni sunt înguși la minte și cred greu ne înțeleg. Îți doresc să fii fericită tot restul vieții în Italia, alături de cei dragi. Te pup și nu mai pune la suflet. Te pup și eu și sper din tot sufletul ca tu să poți să reușești să-ți găsești fericirea acolo unde vrei tu. Pentru că e important, e important. Eu cred că nu este, da, într-adevăr, mie, ca să fiu așa open mind, mi-a trebuit să plec din țară, normal. Dar open mind-ul meu este legat de faptul că în viață m-am lovit de foarte multe dificultăți, se spune și românește, în fine. Și am învățat să respect omul pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce alții vor să fie. Sau, adică cum e povestea cu gay, musulman, dizabil și așa mai departe. Pentru mine, o persoană trebuie să fie judecată pentru faptele lui, pentru respectul care poartă, pentru chestiile astea. Restul pe mine nu mă afectează cu nimic că ești negru, dizabil, musulman sau oricum ai fi tu. Pentru mine ești un om, indiferent de inclinațiile tale sexuale, artistice, de culoare, de boli și așa mai departe. Trebuie să fii om. Indiferent de ce alegi tu să faci cu viața ta, eu vreau să aleg să fiu cum vreau eu, nu cum vor ceilalți. Crina R. Dragă Janina, te urmăresc de ceva timp și mereu am avut ceva de învățat de la tine. Am plâns alături de tine, oh, m-am bucurat când te-ai bucurat și ți-am fost alături în lupta împotriva kilogramelor. Vai, mulțumesc! Știu că ești un om puternic și nu te vor continua, nu te vor schimba câteva comentarii, normal. O să fie și din tot, din ce în ce și mai mult. Comentarii răutăcioase din partea unor persoane care nu înțeleg mesajul din spatele greșelilor gramaticale. Nu suntem perfecți și chiar nu sunt perfectă. Și tocmai de astea suntem frumoși, că nu suntem perfecți. Nu suntem și nici nu trebuie. Sunt extrem de mulți oameni care trăiesc în România și care nu vorbesc corect această limbă. Așa că trageți voi concluzia. Important este că tu transmiți
un mesaj puternic, pe care nu toți îl înțeleg, din păcate. Te pup și te apreciez. Rămâi la fel de frumoasă și nu uita că cei care te respectă o vor face în continuare. Și eu vă respect foarte mult. Vă respect pentru că reușiți în micile comentarii care mi le lăsați, reușiți să mă faceți să înțeleg că sunt oameni serioși pe pământul ăsta, oameni plini de viață, oameni pozitivi de care și eu am ceva de învățat, care mă fac să fiu și mai open mind, care mă fac să fiu și mai cu voința de a face și mai bine, ca să ajut cât mai multe persoane să înțeleagă că tot ceea ce facem trebuie să facem pentru noi, pentru viața noastră. Iasmina Iasmi, bună Iasmi, ce are un canal, să vă duceți pe canalul ei, bravo Janina, bine l-ai spus. Elena C, de ce tot filmezi când mănânci? Pentru că este o modă acum cu mukbang, stai, cum îi spune? Mukbang, nu, mukbang, care să... Și mi-e drag și mie să mă prostesc în fața voastră, ca să fiu altfel de aia. Adriana Anca, Jani, ești minunată. Lasă-i să vorbească, un pupic grande se belisim. Pacienta zero, mereu există cineva să spună ceva rău. Sunt roi și invidios, te țuc, draga mea, ești bellissima. Grazie. Andrata Florentina, Jani, dacă nu am poftă de mâncare, pot sări peste masă în dietă? Poți, mami, dar eu nu te sfătuiesc, de fapt, eu, Janina, nu sfătuiesc pe nimeni să sară peste mese, pentru că te ia foamea și după aia o mănânci pe măta, pe bărbactu, și mănânci tot, desfaci dulapurile și mănânci de toate. De aia trebuie să mănânci mai de multe ori, ca să nu-ți vină crizele alea nebune de foame. Dar dacă odată nu ți-e foame, ca mie, o spun acum câteva seri, nu mi-era mâncat și n-am mâncat, dar a doua zi leșinam de foame, lăsați asta. Da, pot să sar, dar nu mereu. Flori Matei, te ador, îmi face mare plăcere să te urmăresc. Mulțumesc frumos, like. Nu uita să dați share la acest video. Angie, ciao, Angie! Ciao, Janina. Hai. Fata asta cred că mă urmărește de la începutul începuturilor. Da, să știi că dacă nu te-ar invidia, n-ar vorbi mereu despre tine. Este doar că au mari probleme de autostimă. Au o viață goală, fără satisfacție și atunci elimină doar o travă că doar asta au interior. Așa este. Tu continui să strălucești și amintește-ți mereu cu cât valorezi mai mult, cu atât vei avea dinții la ăștia de nimic pregătiți să te încolțească. Bine că știu gramatică română, este singura lor cunoștință. Te iubesc și eu. Ok. Mihaela Alexandra, e superb. Te admir, nu te lăsa afectată de răutățile de celor ce judecă în necunoștință de cauză. Pupici, pupici. Andreea Chirilă, bună Andreea! Deja am devenit așa obsedată de videourile tale și chiar aș vrea să-ți iau exemplu și să fac sport. Vedeți? Asta. Ăsta e scopul meu. Ok, dieta Janina, așa cum v-am mai spus, ok, sunt fericită pentru că câștig și ajung și eu acolo să iau un salariu pe lună și pot să stau cu copiii mei și stau acasă și mă duc la sală și mă distrez. Dar scopul meu este ăla de a ajuta cât mai mulți oameni să intre în optica asta de a face ceva pentru viața lor. Este important să aveți grijă de voi. Lavinia, și pe mine mă scoate din sărite când mă corectează sau... și fata asta are canal, să vă duceți și pe canalul ei. Mă corectează online sau mă judecă că nu vorbesc corect, cum zic ei. Eu am plecat din România la 5 ani și acum am 23, deci... Nu am făcut nicio școală acolo. Oricum, mă înțeleg bine cu alți români care au imigrat și ei în Canada. Nimeni nu stă să se uită... ok. Stai că sunt eu care nu știu să citesc. Nimeni nu stă și se uită dacă vorbești bine sau nu. Scopul e să te înțeleagă. Și dacă nu, o luăm pe engleză și gata. Gata, mă, o luăm pe vorba lui Janina. Cum iese, iese. Liliana, Radu, ce ai făcut la buze? Ce am făcut la buze? Nu se spune la nimeni. Astea e chestii și de ale mele, nu?
văd ceva schimbat, normal, ești o persoană frumoasă și minunată, lasă lumea să vorbească. Claudia Burlacu, mai greu să fii, măi, greu să fii beton în România. Aia, mai greu să fii beton în România. Nu știu dacă e bine sau de rău, dar e bine să fii beton la tine acasă. Că acolo e cel mai bine. Să fie beton cu tine. Lasă ei alții. Dacă nu ești beton cu ei alții, e problema lor, nu a ta. Ionela Costina și bună, Jani, te urmăresc de mult timp, dar nu am comentat până acum. Îți mulțumesc din suflet. Știu că sunt oameni, pentru că vizualizările alea n-ar veni din cer, care nu mă comentează, dar eu vă spun tuturor, mulțumesc. Te apreciez foarte mult. Mi-aș dori să am ambiția ta. Ești o persoană deosebită. Nu te cobori la nivelul acestor persoane. Nici nu are rost să-i bagi în seamă. Peste tot sunt oameni răi și invidioși. Tu ești un exemplu. Felicitări din tot sufletul. Te pup, te pupăcesc și eu tare, tare, tare. Simina Sâmă. Sâmă. Superbă. În legătură cu vorbele rele, și fata asta mă urmărește de mult timp, și dacă faci și dacă nu faci ceva, tot vorbesc că iure, așa e lumea răutăcioasă, fiecare cu pizda mă, si? Oricum, tu ești din ce în ce mai frumos, succes în tot ceea ce faci. Pupiși, pupiși, mersi, Simina. Claudia Ciocan. Lasă Janina beton, nu pune la suflet vorbele urâte. Fiecare din noi vorbește și vulgar când ne enervăm. Ioi, te rog, nu mai înjura. Mai bine cântă ceva. Ai dreptate, scuze. Așa, bună Janina beton, de ce mănânci doar pancake-uri la gustare? Sunt atâtea alte chestii ca să fructe, legume. De ce ai trecut de la pâine prăjită uscată la orez expandat? Stai puțin să o luăm așa. De ce mănânc panchei? Pentru că aia îmi dă mie satisfacție mentală. Mi se pare că mănânc tort, mi se pare că mănânc prăjitură. Și de-aia, dar e doar o monotonie a mea. Nu-i să zici că sunt și iaurturi și sunt fructe. Așa am eu chef să le mănânc. Nu am un anumit motiv. E ceea ce îmi place. Eu vreau să fac o dietă care îmi place. Păi, de ce mai întreb? De ce ai trecut? Nu, am mănânc și păi. Astăzi la prânz am mâncat pâinică de asta uscată, dar e câteodată mai mănânc și pâine. Nu-i să zici că mănânc mai minun de astea. E cum e perioada, ce-mi place mie momentul. Ghinionul cel mai mare a fost când l-am cunoscut pe soțul meu. Te pup. Trebuie să lăsăm pe soțul ăsta de bun. Dacă nu e bun soțul, îl schimbăm. Căutăm să lăsăm. Ce zici? Dacă e nebun, să ne spui. Că noi îl căutăm și îl tragem de urechi. Ăsta a fost clipul de astăzi. Continuați să-mi scrieți, că jur că o să stau aici ore cu voi și o să vorbesc cu voi. Pentru că ador chestia asta. Ador să fac chestia asta. Dați share la clipuleți, să audă lumea de Janina Beton, Janina Italian Style, Janina cum vreți voi. Vă pupăcesc și ne vedem mâine. Ciao!